veselie mare la Olteni în iunie 2017, când Violeta Ionescu a ajuns primar al comunei. Mulțumesc tuturor! O să fiu prietenul vostru al tuturor! Vă iubesc! Vă iubesc! Între timp, Violeta Ionescu și-a selectat prietenii în funcție de interes. A numit-o secretar al comunei pe Steluța Oprea, care i-a devenit partener și garant al ilegalităților comise cu bună știință, protejând o firmă fantomă susținută din bani publici, care funcționează cu aproape 30 de angajați, fără să facă nimic. Pentru această firmă, Salubris s-a falsificat votul consilierilor locali, privind dizolvarea societății care căpușează bugetul local al comunei Olteni și unde se scurg miliarde pentru nimic. De un an? De un an? Timp de 6 luni putea să funcționeze cu un administrator care... Da, dar s-a falsificat un proces verbal de către doamna secretară după închiderea ședinței. A fost modificate 2 voturi după închiderea ședinței, ceea ce e ilegal. Nu poți să modifici un vot odată exprimat decât prin revotare și... Nu am contestat. N-am contestat hotărârea pentru că am crezut că se va rezolva într-un fel sau altul. Să mergem pe calea amiabilă, să ne înțelegem, să, indiferent că sunt de culori politice diferite. Înțelegeți? Am făcut 1001 de compromisuri ca să fim toleranți, să fim... Deci tot în permanență ne-a dat cu un refuz total la orice punct de vedere venit din partea noastră. Pe lângă faptul că a propagat și un spirit ăsta de ură. Pentru noi suntem majoritatea, suntem 7 din 13. Înțelegeți? Și noi i-am aprobat buget să facă aia. Am fost de acord. Bineînțeles că am cerut, cu toate că nu ne-a prezentat. Deci, execuții bugetare de 2 bugetare ani de zile. Cerut de falcat, deci pe compartimente, pe... Înțelegeți? Pe capitol. Înțelegeți? Și nu nimic. Am zis, hai că să meargă, să funcționeze, să meargă, să treacă. Nu știu, deci e un comportament total deplasat. Cele două doamne, Ionescu și Oprea, nu au nicio problemă să țină jumătate plus unul din Consiliul Local afară, în fața primăriei, așteptând ca onor primărița să-și facă timp pentru ședințele de Consiliul Local. Doar de 4 ori și-a făcut loc pe agenda sa în 2019, dar a semnat ca primarul pentru indemnizațiile consilierilor și în lunile în care Consiliul nu s-a întrunit. O ședință care era deja înregistrată, trebuia să țină la ora 10, ne tratează cu ignoranță de nedescris, nu știu cum să... Cu cine să vorbim, doamne? Eu și-a chis. Doamna primar și-a chemat 5-6 bolivari cu la poartă, cu la ușă, pe acolo, doamne. Consiliul local n-au acces în primărie, să înțeleg? Vedeți că... Da, avem acces în primărie, dar nu și la doamna primar. Unde se țin de obicei ședințele? Într-o sală de aici, pe partea dreaptă. Improvizată, adică sunt fetele care lucrează. Și în timpul de ședința programată, eliberează biroul ăsta și... Ieși din birou și țineți acolo. Da, și ținem acolo. Cum ne-a plimbat pe acolo, deci tot ca să ne... Am înțeles că s-au ținut ședințe doar la 2 luni, așa. Câte ședințe a ținut anul acesta? 4 ședințe. 4 ședințe din ianuarie până suntem în 5 decembrie astăzi. Când a fost ultima ședință? Înainte de asta. Ultima ședință a fost convocată tot de noi, tot pe aceeași temă. Da. Pe data de 24 noiembrie. Da. Nu s-a ținut pentru că au găsit o modalitate. Rectificarea de buget, da, care a fost în urmă cu o lună de zile, deci în luna octombrie, da. Înainte de octombrie s-a mai ținut iunie. Tot convocată de noi. Tot. În iunie până în octombrie nicio ședință nu s-a ținut. În schimbul nevoie ca și consilier local ați primit indemnizațiile în lună de lună? Da, mai puțin luna trecută care era conform. Da. La ce? De la casierie? Da. Da. Deci lună de lună din ianuarie până în octombrie ați primit indemnizațiile, deci nu s-au ținut ședințele de consiliu local. Da, bineînțeles. Ce vi se pare normal? Păi am și cerut într-o ședință publică, chiar cu un reprezentant al prefecturii de față, am cerut să nu se mai plătească ședințele care nu se țin. Și reprezentantul prefecturii ce a spus? Dacă
puteți spune numele dacă vi-l amintiți? Nu ne amintim numele. N-a comentat nimic. A trecut cu vederea. Aliata primăriței, secretar al Comunei Olteni, Steluța Oprea, ocupă un post pentru care nu are pregătirea necesară, dar loialitatea față de edil o ține în funcție de peste 2 ani. Secretar cu delegație, cu da? Delegație, care... Dar când e secretar cu delegație? De când a început mandat? Din 2017. 2017. Da, că la are 3 ani. De zile l-a scos pe secretarul care era ieșit la pensie și... Aveți idee, pentru că din informațiile noastre a fost programat un concurs pentru secretarul Comunei Olteni. Da. S-a întâmplat la acel concurs, de ce nu s-a ținut sau nu s-a prezentat? Am înțeles că unul dintre concurenți nu s-a prezentat, iar celălalt n-a luat concursul. Doamna, am citat... Doamna nu poate să țină concursul. Nu, exact. Încercarea noastră de a afla și poziția oficială a primăriei Olteni față de cele semnalate de aleșii locali s-a lovit de un refuz categoric al primăriței Violeta Ionescu, care ne-a trântit ușa în nas. Ca să vorbim. Deci nu trebuia să fiți anunțată, doamnă, dinainte. Au urmat câteva îmbrânceri aplicate de niște persoane apropiate doamnei primar, care au încercat să ne scoată cu forța din incinta primăriei Olteni. Între timp, doamna primar era ocupată să se plângă polițiștilor de la postul comunal că a fost deranjată de ziariști. În câteva minute și-a făcut apariția polițistul din comună, care a vrut să știe ce s-a întâmplat, ca și când acolo ar fi avut loc o faptă antisocială. Ce s-a întâmplat aici? S-a întâmplat bine, așa, la doamna primar în birou. Am vrut să intrăm, de fapt, n-a dat voie și cu asta, altceva ce. Ce motivul pentru care? Păi, suntem de la presă și am dorit să vorbim cu dumnei. Și motivul care m-a oprit, care... Pentru chestia asta. A, de ce? Reclamație, ceva sau ce? Da, s-a plâns, da. Așa, ce? S-a plâns doamna primar, sau da, ce? Eu am vorbit cu doamna primar. Spuneți-ne, ca să știu, m-a arestat ceva sau? Domnule dumneavoastră, sunteți foarte agresiv. Agresiv de ce are? Și în vorbire și în apă. Păi, vine un... Am văzut că a venit un organ la mine despre ce e vorba. Să vorbim frumos, să ne înțelegem. Și noi zicem același lucru, să respectăm legea și să știm cum să ne purtăm. Așa, dar dânsul ne-a amenințat. Paolo, cu ce m-am amenințat? Ați vorbit urât, aia. Păi așa vorbești despre doamna primar? Aia. Doamna primar, doamna, o doamnă, dacă mă întâlnesc cu doamna pe stradă, eu zic doamna. Nu, eu am intrat la doamna. Eu vă respect. Și mai ați făcut ceva. M-ați acuzat că v-am împins. Eu stăm cu mine în buzunar. Eu eram cu spatele. Ați auzit cine? Eu nu. Ați auzit cine m-a împins, da? Aveți grijă că sunt camere. Da. Și m-ați acuzat degeaba până de... M-a împins cineva. A fost martor că m-a împins cineva? Ați fost martor că m-a împins cineva? E altă discuție. V-am împins eu? Eu am crezut că dumneavoastră. Dar ați fost martor că m-a împins cineva? Dumneavoastră, ați amenințat. Noi n-am prezentat noastră cine sunteți, cine vorbim. Eu sunt cetățeanul al comunește. Sunteți bodyguard-ul doamnei? Doamne, ferește, am în față cu barba albă. Dumneata nu să ai caia liură de bodyguard. Eu nu! Așa am înțeles că sunt bodyguard. Dumneavoastră sunteți chiar bodyguard. Gata, șoate, ok. În acest caz halucinant Olteni, vigilența organelor statului se manifestă doar față de presă, nu și față de ilegalitățile flagrante din primărie, despre care prefectura știe, dar tace.